dispozitul articolului 39 alineatul 1 din legea numărul 215/2001. A fost convocat pentru astăzi, 19 decembrie 2017, ședința ordinară a Consiliului Local. Convocat prin dispoziția 211 din 12 a 2017, afirmat cu mine de ani. Din cei 11 consilieri care conduc concursul Consiliului Local, sunt prezenți, văd cu 9. Da? Așa, cine lipsește? Domnul Ghineț și cu domnul Moise. Da. Fiind prezent majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și poate începe lucrările. Având în vedere prevederea articolului 42 alineatul 5 din legea 215, se pune spre aprobare proces verbal prin chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci procesul verbal a fost adoptat în unanimitate de vot. Așa, la ședință poate fi invitați domnul Traian Spositele, doamna Ceran Narcisa și cu doamna Macadan, care iau rapoarte de prezentare. Mă rog pe doamna Amiche să preia lucrurile. Mulțumesc pentru încrederea adoptată și pentru de ședință. Deci, să dau ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe venituri și cheltuieli, pe trimestrul 4, 2017 și a listei de investiții. Inițiator și proiectorul aviz Comisiei Reunite. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului pe venituri și cheltuieli, pe trimestrul 4, 2017, conform contului de execuție a bugetului local la 15.12.2017. Inițiator din proprietatea primarului comunei, adică comisiile reunite. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxele a taxelor speciale pentru anul 2018. Inițiator din proprietatea primarului comunei, adică comisiile reunite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introducere din Ardezi, da. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare în comuna Ardeoan, județul Bacău, pentru anul școlar 2018-2019. Supun la vot proiectul ordinei de zi în forma prezentată de executiv. Sunt stăpânt. Unanimitatea de voturi a fost aprobată. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiectul hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 anul 2017 și a listei de investiții. Aviz Comisiile Reunite. Doamna Andrei Gabriela, președinte al Comisiei de Specialitate, privind avizul Comisiilor Reunite. Comisia vă avizează favorabil proiectul de hotărâre în formă prezentată. Dați cuvântul doamnei Cernat Narcisa pentru a prezenta la faptul de specialitate. Având în vedere decizia șefului administrației județene a finanțelor publice Bacău numărul 21 din 7-a 12-a 2017, comunicat prin adresa numărul 2966 din 7-a 12-a 2017, înregistrată la unitatea noastră cu numărul 7509 din 13 decembrie, prin care ni se comunică suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, alocate în anul 2017 pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 2000 lei și a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 12.000 lei. Creșterile veniturilor înregistrate față de prevederile bugetare anuale, necesitatea virărilor de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, precum și în cadrul acelui capitol bugetar, și adresa Consiliului Județean Bacău numărul 21 din 1844 din 18-12-2017, prin care mi se comunică repartizarea sumei de 7,19.000 lei, reprezentând sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, prin hotărârea Consiliului Județean Bacău din 18 decembrie 2017, prin prezentul raport propun spre aprobare rectificarea bugetului local pentru trimestrul 4, în conformitate cu prevederile articolelor 19, 20 și 49 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează. Total venituri secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare, buget anterior la rectificat la 8-a 12-a 2017, 3.109,15.000 lei, influență 76,19.000 lei, buget rectificat 3.158,34.000 lei. Influențele intervenite ca urmare a alocării de sume de către AJPP Bacău și Consiliul Județean Bacău, precum și ca urmare a creșterii veniturilor înregistrate față de prevederile bugetare inițiale, intervin la următoarele surse. Cote defalcate din impozitul pe venit, buget anterior 400.000 lei, influență 21,82.000 lei, buget rectificat 421,82.000 lei.
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, buget anterior 295.000, influență 19.000, buget rectificat 314.000. Impozite și taxe pe proprietate, buget anterior 238.020.000, influență 10.65.000, buget rectificat 248.67.000. Impozit clădiri persoane juridice, buget anterior 33.77.000, influență 1.44.000, buget rectificat 35.21.000. Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru, buget anterior 4.000, influență 7.79.000, buget rectificat 11.79.000, alte impozite și taxe pe proprietate, buget anterior 1.83.000, influență 1.42.000, buget rectificat 3.25.000. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, buget anterior 336.000, influență 2.000, buget rectificat 338.000 lei. Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice, buget anterior 8.07.000, influență 0.12.000, buget rectificat 8.19.000 lei. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, buget anterior 91.01.000, influență 21.93.000, buget rectificat 112.94.000. Alte amenzi, penalizări și confiscări, buget anterior 0, influență 0.10, buget rectificat 0.10. Taxe speciale, buget anterior 68.84.000, influență 0.38.000, buget rectificat 69.22.000. Vărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, buget anterior minus 133.000, influență minus 276.84.000, buget rectificat minus 409.84.000 lei. Total cheltuieli secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare, conform bugetului anterior 4.341.08.000, influență 76.19.000, buget rectificat 4.417.27.000 lei. Cheltuieli cadrul secțiunii funcționare, buget anterior 3.404.80.000 lei, influență minus 200.65.000, buget rectificat 3.204.15.000 lei. Influențele intervin la cheltuieli de personal, unde bugetul anterior a fost în valoare de 1.186.81.000 lei, influență minus 49.46.000, buget rectificat 1.837.35.000 lei. Bunuri și servicii, buget anterior 1.216.68.000, influență minus 151.19, buget rectificat 1.065.49. Iar la secțiunea dezvoltare, bugetul anterior a fost în valoare de 936.28.000, influență 276.84.000, buget rectificat 1.213.12.000, influența intervenind la alte active fixe. Defalcarea influențelor pe capitole, subcapitole, titluri și alineate este următoarea. La capitolul 510103 Autorități Executive, bugetul anterior a fost în valoare de 1.126.11.000, influență minus 127.65.000, buget rectificat 998.46.000. Influențele apar la cheltuieli de personal, minus 49.46.000, bunuri și servicii, minus 78.19.000 lei. De asemenea, la capitolul 700600, iluminat public și electrificării rurale, apare influență de minus 23.000 la bunuri și servicii, unde bugetul anterior a fost de 52.50.000, bugetul rectificat devenind 29.50.000 lei. La capitolul 750.00, alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, apare o influență de minus 50.000 lei, bugetul anterior fiind de 242.68.000, buget rectificat 192.68.000, influența apărând la titlul 20, bunuri și servicii. La capitolul 840.301, drumuri și poduri, buget anterior 1.208.08.000 lei, influență 276.84.000 lei, buget rectificat 1.484.92.000 lei,
influența de 276,84 milii lei se regăsește la cheltuieli de capital, o alte active fixe, unde bugetul anterior a fost de 697,64 milii, bugetul rectificat devenind 974,48 milii lei. De asemenea, se modifică lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 cu finanțare integrală sau parțială din bugetul local, prin majorarea valorii obiectivului de investiție reconstruire pod beton armat peste râul Tazlăul Sărac pe DCL 178 cu suma de 276,84 milii lei. Planul pentru anul 2017 pentru acest obiectiv devenind 783,99 milii lei. Mulțumesc, doamnă, că suntem Jernata. Vă dorește cineva să ia cuvântul? Da. Materialul a fost prezentat foarte bine. Dar toate eram acolo la capitolul 53, parcă, sau 54, la cheltuieli de personal. Nu? S-a mai ridicat, practic, nu? La... Da. Am diminuat, acolo unde ne-au permis cheltuieli de estimat până la fine de anului. Nu doar la autorități executive. Am diminuat ca să putem să transferăm sumele în cadrul secțiunii de dezvoltare și să încercăm, în măsura în care vom dispune și de bani, să achităm creanța care apare către global în tabelul definitiv al creditorilor. Am înțeles. Sunt de acord cu materialul și am ascultat raportul prezentat de doamna Cozagră. M-a interesat chiar o dată, a fost pentru podoale Utenești. Da. Cheltuielile 79.000, parcă am înțeles, nu? Valoarea totală a obiectului, 200. Rectificarea actuală ar fi 783,99 mii lei. Într-o ședință anterioară am aprobat utilizarea sumei de 473.150 din excedentul bugetului local. Sub deci se demarează. Se demarează. Da, da. Atât. Mulțumesc. 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 Trecem la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli de semestrul 4-2017, conform contului de execuție al bugetului local la 15-2017, a zis Comisiei Iurile Unite. În urma Cazan Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, privind avizul Comisiei Iurile Unite. Comisia Reunită avizează favorabil raportul normalizat. La cuvântul doamnei Cetan Arciza pentru a prezenta raportul de specialitate. În conformitate cu prevederile articolului 49 alinea 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice și locale, în lunile aprilie, iunie și octombrie pentru trimestrul expirat și cel târziu în luna decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credit au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului unitatea să nu înregistreze plăți restante, diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte să fie mai mare decât zero. În continuare, vă prezint spre analiză execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni funcționare și dezvoltare pentru trimestrul 4 al anului 2017, conform contului de execuție al bugetului local la 15 decembrie 2017. În cadrul secțiunii funcționare, planul pentru anul 2017 a fost în total de 2.976.150 lei, încasări efective la 15 decembrie 3.193.811,54 lei, un grad de realizare de 107,31%. Detaliat, excepția bugetului în cadrul secțiunii funcționare se prezintă astfel. Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare, plan 6030, încasări 2481, realizat 41,14%.
Cote defalcate din impozitul pe venit, plan 400.000, încasări 421.818,76, reprezentând 105,45%. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, plan 295.000, încasări 306.757, 103,99%. Impozit clătit persoane fizice, plan 45.240, încasări 42.530, 94,01%. Impozit clădit persoane juridice, plan 33.770, încasări 35.212, realizat 104,27%. Impozit terenuri de la persoane fizice, 73.950, încasări 72.917, realizat 98,60%. Impozit terenuri persoane juridice, plan 8.300, încasări 6.843, 82,45%. Impozit teren extravilan, plan 70.930, încasări 67.109, reprezentând 94,61%. Taxă judiciară de timbru și alte taxe de timbru, plan 4.000, încasări 11.790,60, realizat 294,77%. Alte impozite și taxe pe proprietate, plan 1830, încasări 3250,6, realizat 177,63%. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunelor, plan 1.416.000, încasări 1.364.922,08 lei, reprezentând 96,39%. Sume defalcate din TVA pentru drumuri 24.000, plan aceeași valoare încasată 100%. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, plan 336.000, încasat 336.100%. Impozit asupra mijloacelor de transport deținută de persoane fizice, plan 81.890, încasări 70.519, realizat 86,11%. Impozit asupra mijloacelor de transport deținută de persoane juridice, plan 8.070, încasări 8.190, 101,49%. Alte impozite și taxe, plan 17.610, încasări 16.661,5, realizat 94,61%. Venituri din concesiuni și închirieri, plan 2.870, încasări 2.185, 76,13%. Venituri din prestări servicii, plan 8.680, încasări 3.286, realizat 37,86%. Alte venituri din prestări servicii, plan 1860, încasări 765, 41,13%. Taxe extrajudiciare de timbru, plan 7110, încasări 591, reprezentând 8,31%. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, plan 91.010, încasări 112.928,68, reprezentând 124,08%. Alte amenzi, penalități și confiscări, plan 0, încasări 100 de lei. Taxe speciale, plan 68.840, încasări 69.222, reprezentând 100,55%. Vărsăminte din secțiunea funcționare, secțiunea dezvoltare, plan minus 133.000, încasări minus 115.228,39 lei, reprezentând 86,64%. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, plan 0, încasări 303.560,71. Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, plan 20.120, încasări 8.978, 44,63%. Și sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, plan 86.040, încasări 16.422, reprezentând 19,09%. Cheltuielile secțiunii funcționare. Planul la nivelul anului 2017 a fost în valoare de 3.404.800 lei. Cheltuieli efective 2.802.435,14 lei, reprezentând 82,31%. Defalcarea cheltuielor secțiunii funcționare este următoare. La capitolul autorități executive.
Plan 1.126.110 lei, cheltuieli la 15 decembrie 972.623,56 lei, reprezentând 86,37%, din care cheltuieli de personal. Plan 810.110, cheltuieli efective 760.257, reprezentând 93,85%. Bunuri și servicii, plan 316.000, cheltuieli 212.366,56 lei, 67,20%. La transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației, plan conform bugetului 26.900, cheltuieli efective 24.631, reprezentând 91,57%. La protecție civilă și protecție contra incendiilor, cheltuieli de personal, plan 3.990, cheltuieli 3.964, reprezentând 99,35%. La capitolul învățământ, plan 1.076.400, cheltuieli 1.037.975,49, reprezentând 96,43%. Din care cheltuieli de personal, plan 963.000, cheltuieli 961.682, 99,86%, bunuri și servicii, plan 97.100, cheltuieli 65.726,41, reprezentăm 67,69%, asistență socială, plan 16.300, cheltuieli 10.567,08, reprezentăm 64,83%. La capitolul cămine culturale, bunuri și servicii, plan 910 lei, cheltuieli efective 832,36, reprezentând 91,47%. Asistență socială în caz de invaliditate, plan 340.700, cheltuieli 299.613, reprezentând 87,94%, din care cheltuieli de personal, plan 109.710, cheltuieli 92.231, procent 84,07%, asistență socială, plan 230.990, cheltuieli 207.382, procent 89,78%. La capitol ajutor social, asistență socială, plan an 27.120, cheltuieli 13.038, reprezentând 48,08%. Iluminat public și electrificări rurale, bunuri și servicii, plan 52.500, cheltuieli 22.647,26, procent 43,14%. La capitolul alte servicii, numai locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, planul bunuri și servicii, plan 152.680, cheltuieli 22.882,30 lei, reprezentând 14,99%. La capitolul salubritate, bunuri și servicii, plan 98.840, cheltuieli 92.560, reprezentând 93,65%. La drumuri și poduri, bunuri și servicii, plan 498.650, cheltuieli 311.668,17 lei, reprezentând 62,5%. Excedentul secțiunii funcționare, înregistrat la 15 decembrie 2017, este în sumă de 391.376,40 lei. În cadrul secțiunii dezvoltare, prevederile pentru partea de venituri au fost în valoare de 133.000 lei, încasări la 15 decembrie 766.199,11 lei. Conform bugetului, prevederi pentru venit, partea de venituri au fost la vărsăminte din secțiunea funcționare, secțiunea dezvoltare, 133.000 încasări, 115.228,39 lei, reprezentând 86,64%. Și la sume din bugetul, din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, plan 0, încasări 650.970,72 lei. Cheltuielile secțiunii dezvoltare au fost, conform bugetului, în valoare de 936.280 lei, cheltuieli efective 766.199,11 lei, reprezentând 81,83%. Defalcarea cheltuielilor secțiunii dezvoltare se prezintă astfel la învățământ secundar inferior.
Planul 136.850, cheltuieli 132.797,22 lei, reprezentând 97,04%. La capitolatul servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, plan 90.000, cheltuieli 86.632, reprezentând 96,26%. Și la capitolul drumuri și poduri, plan 709.430, cheltuieli 546.769,89, reprezentând 77,07%. Da, materialul prezentat doamna contabil este foarte amplu. Una, avem o problemă. Aș vrea să... Deci, cu încasările. Chiar că se stă foarte bine la unele capitole, nu se pune nicio problemă. Dar, la persoane juridice acolo eram eu un lider cu niște probleme. Eram acolo la cam la 70% sunt casări până acum. Da. Vreau să vă pun o întrebare. De când sunteți dumneavoastră contabilă? Ați avut dată la bilanță la 31 decembrie, ultima lună, din an. Deci să fiți cu totul zero? Nu se poate. Nu există. Nu este, da. E imposibil. Ideal. Ideal. Este, da. Și... Da, mai rămân bani. Bine, când mai rămân bani, mi se dați să mai multe chestiuni bani. Bine, că de gradul de colectare și cu acela alocarea sumelor. Sigur. Dar având în vedere că trebuie să ai 3 ani consecutiv un grad de colectare de minimum 96% pentru a avea prevederi bugetare inițiale mai mari decât în anul precedent, nu cred că ne vom afla vreodată în spate. Probabil de asta este și stabilit plafonul ăsta, ca să nu l-ar fi îngânit. Mulțumesc. Sunt de acord cu materialul prezentat. Bun, la vot proiect de hotărâre prezentată de executiv. Ce mai este cazul? Trecem la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2018. Domnul Rusu, aveți comisiile reunite? Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil. Dau cuvântul doamnei Magdalena Cristina pentru a prezenta raportul de specialitate. Acum, nu știu dacă mai este cazul să dau citire la tot materialul, pentru că el a fost deja publicat și pe site-ul unde a stat publicat 30 de zile în vederea dezbaterii publice, și pe site-ul primăriei, și afișat aici la noi. Am să vă spun pe scurt doar ce s-a modificat conform codului fiscal vis-a-vis de anul 2017. Principala modificare este la impozitarea modului de impozitare al terenului intravilan. Dacă în 2017 terenul intravila cu altă categorie de folosință decât cea curs construcții se impozita cu 400 de metri conform prețului pe hectar curs construcții, ei de anul acesta nu mai este așa, s-a scos. Și atunci o să avem o diferență destul de mare la gradul de încasare la impozitul pe intravilan. Noi am făcut undeva un calcul așa cu aproximație undeva un 30.000 de lei, adică un 300 de milioane, 300 și ceva de milioane vechi. Lei vechi. Da. Tot la capitolul ăsta, noi ca și autoritate executivă ne-am gândit și am făcut simulări cum ar trebui să facem să recuperăm cumva diferența asta de încasare dintre anul 2017 și 2018. Noi am făcut acum niște simulări, dacă doriți să dau citire și dumneavoastră să vă puneți de acord. Cred că și cazul. Da? Noi am simulat pentru persoanele juridice, ca să ne recuperăm această sumă, să mergem cu o cotă adițională de 50% pe impozitul de a clădi persoane juridice, pe impozitul teren curs construcții, tot la persoane juridice, și pe impozitul pe mijloace de transport, undeva cu o cotă de 25%. Deci dacă la clădiri și la curs construcții avem o cotă adițională de 50%, la mijloacele de transport, undeva la 25%. Țin să vă readuc aminte că deja la persoanele juridice, noi am mers în anul 2017 cu o cotă de 20%.
Deci ar veni undeva la clădiri un 30% adăugat față de 2017. Și ar veni o creștere, deci dacă am merge cu această cotă adițională, am venit o creștere de 17.456 la persoane juridice. Acum, dacă discutați, să vă puneți de acord, să dau citire în continuare pentru simularea care am făcut-o la persoane fizice. Asta a început cu 2018. Început cu 2018, bineînțeles. Deci, este o simulare a 30%, dar spus la punerea executivului, autorității executive. Mai dumneavoastră decideți dacă rămâneți la 50 sau la... Dar va rea... Mai mult se poate. Deci... Mai mult se poate. Dacă totuși discutăm, luăm și cuvântul, nu? Trebuie să fim foarte atenți că ăsta e bugetul pe anul 2018. Impozite. Și adună ce taxe și asta, se adună ce exact a venit în primăria, nu? Exact. Taxe și impozite, se colectează, da? Și aici va fi bugetul local. Am zis rău? Nu, am zis foarte bine. Mă scuzați. Credeam că poate am greșit. Continuați, continuați. Nu, nicio problemă, n-am venit bani. La bani nu ne vine bine la niciunul, da? În condițiile astea n-avem alternativ. Corect. În cazul ăsta stabiliți. În cazul ăsta trebuie să discutăm mai pe direcție bugetul, adică și taxe și impozite. Va fi bugetul, să știm și noi. Eu trebuie să amintim ce mai bine. Da, și ce altă rămâne așa? Nu, deci nu e nicio problemă. Asta e o părere, nu e obligator. Deci, prin taxe și impozite, părerea mea este să discutăm mai pe direcție, lasă-mă unui credință, să nu facem ceva. Nu se scuze, eu am pus să facem. Dacă îmi permiteți, am pregătit aici o simulare. Ca să vă uitați și dumneavoastră exact la sumele care au fost și cum au fost calculate, persoanele juridice cu cota... Asta este nivelul 2017, cota adițională 50% la clădiri și la curs construcții și la mijloacele de transport. Asta ar fi creșterea. Da? Și aici este simularea pentru persoanele fizice. Dacă vreți să dau citire deci sau... Deja am deja. Noi deja am avut pe 2017, exact. Am avut o cotă adițională de 20%. Deci la persoanele juridice nu s-ar mai adăuga acum decât un 30%. Bineînțeles, în afară de la mijloacele de transport care nu au fost și acum s-a pus 25%. Mai am la persoane fizice. Dacă vă trebuie să discutăm între persoanele fizice, de prezentat și are. Da, la persoane fizice, propunerea, mă repet, a autorității executive, la impozitul clădiri persoane fizice, cu o cotă de 25% adițională, am avea o creștere de 11.232 de lei. La curs construcții, cu această cotă de 25%, am avea o creștere de 13.365. Iar la intravilan, o creștere de 7.748. Noi ne-am gândit să nu punem această cotă de adiționale și la teren extravilan, întrucât avem și așa, gradul de încasare este foarte mic la teren extravilan. Sunt multe roluri unde nu-i dezbătută moștenirea și nu putem să executăm, să mergem pe încasare așa cum ar trebui. Și ne-am gândit deci la persoane fizice, doar pe clădiri, curs construcții și intravilan. De 25%. Acum dumneavoastră... Mulțumim, doamnelor. Am ascultat materialul prezentat de doamna Mataran Cristina. Deci eu înțeleg că nu sunt bani la buget, deci trebuie bani mai mulți, trebuie să colectăm, dar și populația, să împovărăm cu impozit de 25% persoane fizice și 50% persoane juridice și mi se pare extrem de mult. Deci eu aș fi de părere, deci undeva la 15% la persoane fizice, lor e 25%, adică deja este destul de mult și 15%, zic că ar fi suficient, și persoanele juridice undeva la 25%. Dar a fost cu 20% în 2017 și s-a luat 20%. Mai pune 5%, 25%. Dar nu uitați că vom merge în pierdere. Dar să vă spun ceva, dacă îmi permiteți, domnul Popa. Deci sumele astea sunt calculate așa, dar trebuie să ne gândim că creșterea astea vor avea loc în cazul în care am avea o cotă de încasare 100%. Vă dați seama că nu toți
sau mai bine și bonificația, că mulți dintre ei o să plătească și o să mai scadă creșterea asta cu 10%. Dar noi trebuie să ne acoperim cumva cu suma asta de 30.000 care ieșim în pierdere la, la impozitarea pe terenul intravilan. De asta s-au făcut simulările. Înțeles, dar ce vin au aia? Dar ce vin au aia? Unii care plătesc, păi nu plătesc. Deci, aia care nu plătesc, sunt avantajat. Deci, tot băi ăștia care plătesc, pe să-i împovărâm cu impozitul mai mare. Deci, eu am spus părerea mea, aș fi de acord cu 15% de persoane fizice și 25% persoane juridice. Mulțumesc. Problema este că, într-adevăr, domnul dumneavoastră faceți legea bugetului sau legea finanțelor cu cât crește la sută în fiecare an. Dar, sunteți-mă tu răspuneți, cu cât au crescut salariile sau pensiile în 2017? Nu suntem noi vinovați care facem bugetul, dar să ne gândim... N-aș putea să spun că eu n-am făcut un calcul conform, să mă raportez la... Suntem într-un serviciu local și putem discuta, suntem la finanță. Deci, să mă raportez la creșterea salarială sau deci, la... Și cei de la guvernare trebuie să gândească un pic, doamne, ce facem? Păi tot mărim, tot mărim, tot mărim, dar tot minim pe economie și cu șuturi. Deci, în primul rând, să ne gândim ce venituri are populația și fiecare cetățean și după aceea să ne gândim să se gândească sau cine face legile astea și la cei care mărim taxe și impozite. Îi mărim, îl mărim în... și nu la noi în comun, peste tot, în general. De asta am zis că nu suntem noi. Cei care da. Încearcă să fac, să sponsorizeze sau să dea de la prefectură diferența în care se acopere cheltuielile unui comun. Sunt comuni mai mari, comuni mai mici, nu ne pun Dărmănești, nu ne punem noi cu alte comuni. Și de asta ar trebui un pic diferențiat chestia asta. La nivel puțin mai sus decât Consiliul Local. Noi suntem aici. Deci, într-o comună, toate comunii se discută la nivelul județului, prefectură și așa mai departe. Și nimeni nu se gândește, domnule, tot, noi tot s-o scumpi, tot s-o scumpi. Toate produsele sunt exact în Occident și salariile și pensiile sunt la nivelul, sub nivelul mării. Eu am spus, dar am de zile, păi am de zile, am de zile, așteptăm învierea Domnului. Așa că suntem, suntem de subiect, ceea ce am spus și îmi cer scuze dacă cumva am deranjat sau așa. Nu, nu, pe cineva odată trebuie să deranjezi. Nu se poate merge în continuare, să tot mergem în continuare pe același stil, numai să scumpim, numai să scumpim și să luăm pielea de pe români. O să aștepte ăștia până noi ajunge cuțitul la os și o să ies în stradă, cred că odată și odată, să ieși și cum noi discutăm, așa, nu spui, nu spui fondul de salarii și de pensii, iese pe alte chestii. Acum eu nu vreau să mă fac avocatul doamna, doamna ne-a prezentat nouă, în forma, trimis la județ sau de unde? Nu, de aici. Dar mări, poți să păi să vă mulțumim. Nu este o propunere a organului executiv. Pe executiv. Deci, odată se scade impozitarea pe gradul de diferența sau o să vină odată, de, pentru că așa este stabilit un codul fiscal, se impozitează altfel terenul intravilan. Noi am sesizat o diferență, că o să fie o diferență la încasare pe 2018, de undeva de un 30.000 și acum organul executiv a propus cumva să să mai adăugăm ceva la impozite să acoperim această diferență, da, care să fie încasată. Am înțeles, că ați făcut niște simulări. Eu bani acosică din deal de acolo, nu pricep. Spre exemplu, mă întreabă și tine lumea acolo în sat. La un hectar intravilan sau la o jumătate de hectar, că putem să îl împărțim cu vreme. Cât ar mai veni, numai un pic, cât ar mai veni cu noua... 25%. Dar la intravilan, nu v-a spus, deci nu se pune, deci intră numai intravilanul, curs construcții și impozitul pe clădiri. Pe casă. Pe casă, pe ce ai în gospodării, acolo, păteți și așa mai tare. În mod normal, eu consider că contribuabilul nici nu ar simți majorarea asta din moment ce el, în anul 2017, deci dacă avea 1000 de metri de pătrați de teren, stătea vreo 30 de lei, stătea 400 de metri, cu preț de curți construcții. Oare cât este hectarul? Cât este hectarul la teren intravilan arabil? Și cât este hectarul de curți construcții? 900 la curți construcții, 200 la intravilan. Da, la teren intravilan, deci este 28 de lei pe hectar. Deci dumneavoastră vă dați seama ce diferență este. Ori el acum ăștia 400 de metri, îi va deși ca și pe ceilalți 600, la prețul de 28 de lei pe hectar. Da, am înțeles. Se diminuează pe o parte și se... Da, deci, practic, consider,
contribuabilă, să dau un exemplu, dacă în 2017 un contribu, dacă ne raportăm, să spunem la 1000 de lei. Nu, dar nu e corect așa? Adică, nu, ați înțeles, nu? Doamna acesta, dar contribuabilă are și o casă. Deci nu spui și o casă, mă rești 25%. Păi cum îți simte nimic? Simte cu acest oameni din buzunar. Vreau să dau un exemplu așa, nu mare. Dacă un contribuabil în 2017 ne raportăm la 1000 de metri pătrați, plătea la o intravenal undeva la 38 de lei, ei, anul ăsta ar fi venit să plătească, dacă cu modificarea adusă de codul fiscal, undeva la 1-3 lei. Deci, vă dați seama de aici, de devine diferența. Dar vedeți dumneavoastră că de abia ne lămuriți în oameni, ca pe mine. Nu vorbesc în numele tuturor, pe mine. Eu sunt mai depregătit așa. Dar, deci, codul dar acum noi când mergem acolo și le spunem la oameni ăștia, ei acum toată lumea zice, trebuie să faceți și cu noi o ședință, unul are vrea să spună ceva, fiecare, trebuie să luăm și contribuabilul în legătură, adică să-l audiem și pe el, știți că, degeaba, zice, băi, voi ce faceți acolo, voi să luați bani? Noi suntem mesagerii... Acum votezi pentru ei. Păi da, știu, acum păi eu nu zic la mi ferești de bără. Știți cum ai văzut? Și la dumneavoastră să aude la urechii. Bă, cu tare faci, la mă... Așa a fost publicat și pus în dezbatere publică, deci raportul de specialitate cu modificarea codului fiscal. Știi, mă dușa mare a Acum votăm. Am înțeles, domnule, dar nu suntem noi... Păi să nu suntem o măsură de hotărâre. Faci o comparație cu o sfințură. Ce ești? O sfințură. Dar noi până acum n-am mers, n-am mărit taxa și tot am mers, am mers cât s-o putut. Acum nu se mai poate. Aș fi mărit în fiecare an, nu nici. Am inventat lui Nesu pe jos și apa caldă, dar totuși ar trebui să ținem cont de diferențele. Nu, dar eu nu m-am referit. Domnul Vici are dreptate. Nu, diferențele la hătărățul 0, 2, 0, 3, până 0,8% s-o mărit. Acum nu sunt specialitate, nu mă putem mai cunoaște. Niciodată s-o sărit acolo și nici la stabilire acolo unde legea ne permite și sunt stabilite impozitele și taxele între limite. Noi am mers nu s-a mers pe maxim niciodată, deci da, chiar nu consider că... Da, dar dumneavoastră, m-ați atent și am putut să spun. Da. Lumea trebuie să-i explice o lume. Oricum nu fac, dar sunt mulți care solicită educație fiscală când veți să-și plătească impozitul și taxa și le s-oferă. Dar interesează și cu cât să spune. Interesează. În general, celălalt rămân la cum operam. S-o majorat 25%. Și atunci o să-i îndebită. Vedea, Marta, că ne-ai fost să ne văzut. Păi tot mai se mai vreau. Și acum am votat. Eu ce-a spus? Și ce-i spus? Cum n-am spus? Ce-a spus? Da, mă treabă la cum ajung la acolo. Dar ce hotărâi lor? Eu de la și domnului Rusu și cum să punem la vot amândouă. Nu, mai discutăm, stați, vă doresc, că ne vedeți din nou, că ești așa, vă mulțumim. Dar dacă așa o să mai vor și plecam acasă, vă spun eu. Păi dacă nu bem de asta, stăm la că nu ne dăm nici care ne trimit acasă. Nu am să... În fața mea, doamna șefă, așa am înțeles, doamna șefă și doamna care s-o pune conectarea și taxa între aici. Vreau să mă ascultați puțin. Un piculeț. Deci, faceți-mi și mie calculul. Eu anul ăsta, nu un exemplu care e al meu, dar anul ăsta am plătit 1.800.000 la cât e hectarea mea. De așa. Cât voi plăti la anul? Mai pui 25% din 1.800.000. 25% și mi-ai sunat. Deci, stați așa. 2.000.000 și ce vor. Un piculeț. Deci, eu așa am înțeles de la capul locului că dumneavoastră, anul ăsta, ați făcut cu 20%, nu? Da, nu am făcut, este o simulare, nu este bătut. E o simulare, dar nu le vor să facem noi. Deci, nu, anul ăsta nu s-a aplicat codul adițional. Nu trebuie să vă supărați nimeni. Eu am fost întrebat. Domnul, cât voi crede la 1.800.000? Deci, voi da cu 25%, mai mult. Da, cu 25%. Deci, cu 450 de lei. Dar nu e 225, domnul Rusu, dar... 225 în cazul în care dumneavoastră anual se compune din... Așa, dacă eu plătesc mai repede... Dacă stă în calcula anual la 400 de metri, cât plătea el dumneavoastră? Regula de 300. Se mai trage. Deci am înțeles. Deci dacă eu plătesc, poți să-mi spuneți mai repede până în luna pe 30 mai. Exact, este o modificație care am primit. Deci asta e fraților. Deci astea sunt problemele toate care sunt. Deci... Care por- eu am înțeles, vedeți că ne-am luat. Eu am înțeles foarte bine, n-am nimic împotrivă. Adică nu știu mai bine. Nu au fost la Dumnezeu odată. Nu. Deci am înțeles foarte clar
cât voi plăti, noi eu de acum și așa mai departe, adică toată lumea. Nu fi impozit decât spate nimic și da, să avem mai curași colectare. N-am terminat. N-am terminat. Deci eu aș fi de părere să rămâne impozitul la fel, dar nu se poate că trebuie să colectăm. Să fie, când avem cum să facem cealaltă cheltuielă, dacă nu avem impozitul mai mare decât 25%. Cum se spune, nu? Asta e mare, domnul Gustu. Prea mult. Eu sunt prea mult de 25%. Mulțumesc, te-ai făcut mine. Dumneavoastră veniți cu faceți propuneri și care să supun... Eu am făcut propuneri. Acum, băi, luați propunerea. Deci, prin simularea din, cu creștere din 21%, pe total buget instituției, ce se pierde și prin cota asta de majorarea este 21%, o să avem o creștere de 200 ceva de milioane. 200 de milioane. Deci, vă dați seama. 20 de milioane. Ținând cont că ulterior anul 2018, adică în viitor, în 2018, o să avem și noi, cheltuielile de funcționare, o să mă scăzcă prețurile și nu o să putem să ăștia cu ce colectăm, și niciodată nu colectăm în întregim, proporție de 100%. Vă dați seama că pentru 200 și ceva de milioane, dai așa la discuție de Zivărcău. Deci asta este. Dar cum vedeți la cetățeanul care are altele. Așa este, dar cetățeanul care el are salariul mic, are nici, trebuie să plătească mai mult și nu-i ajunge. Trebuie să ne gândim la cetățeanii, nu? Cel puțin noi reprezentăm în Consiliul Local. Și noi trebuie să asigurăm servicii de calitate. Dumneavoastră și doamnele de acolo mai puțin. Dumneavoastră și strângeți banii. Noi aici, noi consilierii, reprezentăm cetățenii. Și ne reprezentăm cu cetățenii, domnul secretar. Și eu propun 15%. Păi 15% doar, să zicem, nu ne rămâne în plăsoate de 2017, decât vreo 30-40 milioane. Păi, ce-i plăsoate? Este o creștere, domnul secretar. Vin cetățeni de la noi, nu-i punem de fiecare dată în urmă, plătem un servis, dăm un cerzi, dăm răspunsul rapid, nu ca la alte instituții. Mai bine să plătească un eu pentru un servis decât să plătească 50 de lei din urmă la depozit. Dar să mai merge pe relația bonificată. Da, și mai ține de plătești. A fost ca fi. Deci scade și toate. Am întrebat. Care plătește până la 30%? Dacă calculiezi prin înainte, plătești de 10%. Da. Diferența care e? Totuși. Problema este că consider că la anul va fi foarte greu să acoperim și cheltuielile de menționare ale unității. Păi asta e. Din cauza că, vă dați seama, deci la secțiunea funcționare, noi să spunem, anul ăsta am avut un buget, o sumă în buget de 2.976.150 lei. Și din care cotele defalcate din impozitul pe venit au fost în valoare de 400.000 lei. Ori cotele defalcate din impozitul pe venit reprezint cota din 73,5% sau nu mai știu cât se alocă, din impozitul pe venit colectat de la persoane care lucrează pe raza localității. Ori dumneavoastră știți foarte bine că începând cu data de 1 ianuarie, impozitul pe venit va scădea de la 16% la 10%. Plus de asta și ăsta 10% va reprezenta mai puțin decât 10%, pentru că mie, ca și salariat, o să ne oprească întâi din salariu, eu dacă am 1000 de lei, să zic, da? Îmi oprește 35%, că ia 25% la pensii, mai ia 10% la sănătate, îmi scade asta 35% și eu aplic un impozit de 10%. Și aici, la impozit, la cotele defalcate din impozitul pe venit, noi nu vom mai avea mai mic în casă. Și vă dați seama că este vorba de aproape un sfert din bugetul primăriei. Dar dacă deci, am spus acum dumneavoastră, cât vă oprește dumneavoastră din 1.000 de euro, să aveți? 1.000 de euro. Am zis, un exemplu, mănânc de 1.000 de lei, dar nu pot. Dar cine să avem pensii de 4.000 de jos? Nu pot să apelez la ipoteza asta, pentru că am înțeles că salariul minim pe economie începând cu 1 ianuarie va fi 1.900. Dar vă dați seama, deci cât de mare... Asta este, că deci totul este pe spatele... Contribuabil. Adică în lumea a fost deci, și deci, ca și pe total instituții, nu acoperă. Noi putem să aplicăm o cotă adițională de 50% la tot ce înseamnă impozit și taxă locală. Te propuneți. Nu, zic că... Păi vorbim, propuneți, trebuie și vorbim. Nu, tot ipotetic am zis. Deci dacă am aplica o cotă adițională de 50% la tot ce înseamnă impozit și taxe locale,
tot nu am reușit să acoperim diferența care reiese din modificările legislative. Acum rămâne de văzut ce sume ni se vor aloca pentru anul 2018. Dar cred că și acolo o să fie tot cam la jumătate din ce s-au alocat în 2017. Cam așa se preconizează. Atât. Și nu știu cum vom funcționa. Deci chiar nu știu cum e greu. Și cu impozi de 2017. Dar la primărie, la Nea Vasile, nu crezi că e greu? Sunt domnul Mici. Da. E greu peste tot. La tăți nu e greu. La tăți nu e greu. Noi care ne discurcăm, nu trebuie să ne facem că ce îmi vine mie, ce îmi convine mie și cum îmi fac calcul pentru mine. Trebuie să facem calculul și pentru cei care sunt primi. Păi nu. Dar dumneavoastră, ei m-au trimis aici, nu? Nu se gândesc că aici sunt deminți. Noi care spunem că suntem aici, suntem minți mai luminate. Restul nu o să ne înțelegem nicio. Dar tu mă vrei să mă spune ce nu mai știu. Autoritatea de fac omul și orașul. Mai puțină cu colectare. Mai da, auziți, totuși, suntem la discuții. Păi discuții, că suntem la discuții la... Părerea noastră. Ne-am gândit așa totuși. Păi procurorul a făcut un lucru. Eu nu am nimic împotrivă. Eu aș propune să fie cam nici pe adânșilor, nici pe a noastră, cum să spune. Să fie undeva la 20%. Ce părere aveți? Na, nu credeți dumneavoastră, dumneavoastră faceți cum credeți. Ca să poată să aduni și aici la... Ca să spui la bugetul local, toate problemele. Deci, din domnul Sandu propune 20%. Da, 20%. Persoane fizice. Domnul Popa, 5%. Am propus 5%. Deci domnul Popa, 5%. Domnul Cernu, 5%. 5% la ce? La persoane fizice. Și la juridice, 25%. Deci la persoane fizice, 5%. Ar mai fi o creștere de 15%. Domnul Rusan spune cu 20% la persoane fizice și cu adițional 50% la persoane juridice. Cât a zis acum? 40% juridice? 40%. 40%, așa. Dar mai e impozitul prin ajutoare de transport la persoane juridice. Deci ai propus 25% cum nu? Deci domnul Popa ține cu persoanele juridice. Și fizice și juridice țineam. Nu cu juridice țineți pentru că la persoane fizice noi nu am avut cota adițională, iar dumneavoastră ați propus 15%, iar la persoane juridice a fost cota adițională de 20% și ați propus să o majorăm doar cu 5%. Deci nu țineți cu persoane fizice. Dar dacă punem 25%, pentru că deja de 20% a fost 25%. De la 50 am propus 25. Da. Și la persoane fizice de la 25 am propus 15. Da, eu vă spun deci, că am trecut la persoane juridice, am aflat de 20, iar la persoane fizice n-am aplicat cu adicționată. Eu știu că ne aplicăm, dar e greu de... Dar dumneavoastră să mai primesc așa orientativ... La persoane juridice? Deci noi vorbim acum, nu? 20. Nu, am studiat proiectul de buget, am văzut că au trecut discuția de comisii. O să mai fiu o ședință, pentru bugetul 2000. Transport pe soare, dacă domnul este bun. Trebuie să fie. Cred. Pentru că trebuie să avem putem la persoane fizice, la fel cu persoane juridice. Deci trebuie să fie o diferență. Bine. Este nicio decizie. Apoi faci în decembrie la anul? Rămâne la fie. Nu, vedeți, la martie, cu aici, și martie, dacă am trecut. Nu, 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 deci, domnul Sandu, 20% și cod adițional la persoane juridice de 40%, da?
Da. Și mai este și mijloacele de transport la persoane juridice. În loc de 20%, 20%. Da, dacă au fost făcut propunerile persoane fizice și persoane juridice, deci va intra și impozit pe mijloace de transport persoane fizice, să aveți asta în vedere. La cât a fost anul trecut la mijloace de transport? Dar nu a fost zero. Nu, ce n-a fost pentru celelalte persoane fizice? Zero. Dar nu a fost cotat adițional la persoane fizice. Nu a fost cotat adițional la persoane fizice. Și la mijloace de transport, la rămânațiu, ca anul trecut? La persoane fizice? Da, pentru noi, simularea care am făcut-o, n-am prins mijloacele de transport. Nu, 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 la mijloace de transport, 25%. La persoane juridice, domnule. Doamna Narcisă, au zis că ați cerut și la persoane fizice. Nu, dar nu s-au făcut nicio modificare. Așa am înțeles. Eu am înțeles că cerut. Că ați zis persoane fizice și acolo intră și impozit pe mijloace de transport și trebuie să poate iați și mai bine decât altul doar. Era bun cinci. Păi, propunea cum iasă, cu asta, dar... Nu poți să fiu de acord. Hai să ne luăm. Cine a fost 25%? La persoană juridică. Doamna Lăcadasă, spuneați-i etapizat, așa ce supunem la vădând noi. Da. Păi ce să mai spună, doamna? La persoane juridice, mă repet, impozit clădirii. Noi am făcut o simulare de 50%, dumneavoastră aduc chiar aminte că 20% deja au fost. N-am fost cu 25%? Ce anume? La ce am fost? La persoane juridice am fost... Hai nu mai contează, acum luăm în cap propunerile consilierilor. Da, hai să spunem. Da, că ei votați, să spunem la vot propunerea lor, nu. Deci domnul Popa, 25%. Persoane juridice și persoane fizice, 15%. 15% persoane fizice. Așa. Asta propune domnul... Am spus care e problema, da. Domnul Rusu. Rusu. Rusu, așa. Deci la... La persoane fizice, 20%, nu? Da. Așa am zis. Da. Da. Și la persoane juridice, 40%. La mijloace de transport, rămâne așa, cu 25%. Da. La PJ, da? Ca așa a fost treaba. Da, cu 25%, cum a fost rămas. Asta. Haideți să punem propunerea domnului Salu, că dânsul a fost în test, v-aș eu vedea domnul Popa. Cine este pe anul? Eu mi-am supus. Ultima dată, am debat. Eu am pus primul domnul Popa. Da, cine este domnul Popa? Cine este pentru? Deci domnul Popa propune la PJ-ul 25%. Cine este pentru? Deci cât sunt? 3. Numai 3? Deci 3 pentru... Împotrivă. Acum pentru 5%? Persoane fizice, da? Da. Tot la fel. Înseamnă că... Acum, haideți și să punem la vot, poate este mai obținut ceva. Deci e pentru domnul Rusu. Persoane fizice 90%? Cine este pentru? De 6, da? 6 pentru. Împotrivă. Așa, 3 împotrivă. Și la persoane juridice 40%? Cine este pentru? Deci, a fost adoptat varianta domnului Rusu. Asta este. Deci, 20% pe persoane fizice și 40%. Care e impactul acum în diferență care a fost multe? Cu totul să n-a dezbatere. Dumnezeu mai știe. Da, când ai calculat de atâta ordine. De ce? V-ați spus că la persoanele fizice cu ce vreți? 15 la... 20%, da? 20%. Care calculul? Ar fi o creștere cu 25.876. Față de 32.347. 70. Ca să... 60%, vă dați seama. Deci diferența nu-i mare. Păi nu, nu ce-am spus. N-am vorbit și că am făcut de și diferența nu-i mare. Și la persoane juridice? La persoane juridice, asta înseamnă că anul trecut a fost cu... A fost cu 20%. Înseamnă că ar crește mai numai cu 5%, dacă s-a... Dar poate mai 60%. Nu, nu, nu. Cu 20%. Cu 20%.
20%. E dublu. 60,087. Deci, practic, acum cât am majorat la persoanii... Cam a zis atât am majorat și la juridice. Și de asta e deja la o cotă adițională de 20% în anul anterior. Eu doamne, pe cât majorăm aici și-a simulat dumneavoastră? Asta e valabil pentru cei care își plătesc dările către... Așa. Dar ăștia la scadă își plătesc, ei n-au și e o lege bine stabilită, băi, fraților, băi, o scoasă. Îi facem și noi executări, îi facem azi, executări, îi primitem în instanță. Ei grăină, ei pop, ei... Nu știu ce e greină. Care au venit în vine, la mine la serviciu. Care au venit, eu am văzut care n-au venit. De venit, sunt care n-au venit. Eu țin minte când eram mai înăcuț, așa venea receptorul. Da. Pe cuvântul meu doar, ești băi de țărul din Ungrat, ăsta spune, bă, ăsta spune, porcul din... Și așa vrei împarte și vinde. Dom'le, era bine așa, era bine așa. El dacă stă la câși, mă arătiți. Era bine așa, știu. A rămas cu 20 persoane juridice. Să mergem mai departe cu taxele speciale, nu? Dacă să vedem... Dar speciale se referă. Imediat vă... Dar celelalte taxe rămân la fel ca anul trecut, numai modificări pe care le-am votat acum și clar. Deci atât se modifică la persoane juridice, clădirile, curți, construcții și impozitul și mijloacele de transport, la persoanele fizice, clădirile, curți, construcții și intrabilan. Da? Și rămân celelalte acum să... Speciale. Și la impozit, mijloace de transport, persoane juridice, am înțeles că rămân 25. Cu cota de 25%. Pentru că n-a fost pusă. Dar anul trecut, în 2017, la mijloace de transport n-a fost cota adițională. Amese la fel cu persoanele fizice. Păi ar fi pe 2000, ce a fost pe 2017 la taxe speciale, contravaloare numele de înregistrare vehicule, alea... La 25 de lei, 25 venea 50 pentru plăcuțele de... Așa. Contravaloare certificat de înregistrare vehicule 3 lei, 50, cât a fost, așa. Și mai rămâne taxa eliberare în regim de urgență, certificate, ademință și alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație. Pe 2017 a fost 5 lei. Deci a specificat aici în regim de urgență. Dacă vine cineva și solicită un certificat fiscal, mie codul fiscal îmi permite să elibereze în 2 zile. Face contribuabilul cerere și în 2 zile elibereze certificatul. Dacă vrea pe loc, cum s-a întâmplat până acum și se întâmplă de fiecare, dată 5 lei. Pentru că sunt rectificări pe loc, sunt... Dar au rămas de anul. Deci anul trecut a fost 5 lei. Da, am dat să mai putem o taxă. Păi să mai vii a doua zi. Da, de asta nu poate. Da, nu, dar alea s-au... Și-ar mai fi taxa pentru cheltuielile de executare, care a fost anul trecut 7 lei cu... Și dacă vă trebuie să rămână la fel, tot 7 lei. Da. Este exact contravaloarea corespondenței, prin care se trimite titlul executorul, somație, adresa de înființare a acoperire și... Atât. Deci la taxele speciale și restul rămân la peste. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare în comuna Ardeaua, județul Bacău, pentru anul școlar 2018-2019. Doamna Ana Gabriela, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă adiunctul Comisiilor Unite. Comisiile avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vreau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum bine știți, în ședința trecută am aprobat rețeaua școlară pentru 2018-2019. După ce am aprobat, am trimis rețe către inspectorul județean școlar, în care am cerut să ne acorde avizul conform, ca să funcționeze rețeaua școlară. Ei, în urma discuției la nivelul inspectorului școlar general, mi s-a acordat un aviz care a venit astăzi, și de asta am spus că mi-am dat ordine de zi, ca să putem să dăm drumul repede, să nu mai stăm până în ianuarie. Dar să știți că față de ceea ce am aprobat noi ca și rețea școlară, acum inspectoratul școlar a renunțat și n-a mai acordat aviz pentru grădiniță. Deci grădinița era ca și o structură separată în cadrul școlii, iar acum am spus că nu mai e nevoie să mai fie ca și structură separată, a introdus-o în cadrul școlii. Deci acum grădinița apare în structura școlară. Și acum noi aprobăm ceea ce o stabilit ei. Vă dați seama, prin de specialitate, am tomat-o considerat că e mai bine ca să funcționeze
atât timp este spațiu, sunt condiții, poate nu să putere, plus, dar și unul între ei. Dar era structură separată. Nu știu. Da. Asta este. Ai vrut să vă arăt ce vă fac?